Salut, prieteni, și bine ați revenit la Cariera cu Florinel Coman. Intrăm în ianuarie 2027. Ochii pe Coman, acolo echipele mari încep să prindă interes și noi ne batem cu Aston Villa, cu Grey din Anglia. Avem cu Arsenal, avem cu City. Trebuie să batem echipele mari ca să încercăm să luăm titlul cu această echipă a lui Aston Villa. Unai Emery poate face performanță. Hai să dăm goluri cu Coman și să facem treabă. Iar până să-i dăm cu cariera, nu uitați că aveți în descriere 3 link-uri către neba.com, de unde vă puteți lua tot felul de jocuri în format digital la prețuri foarte bune, cât și gift card-uri pentru PlayStation, Xbox sau tot felul de card-uri pe care le puteți folosi în jocuri. Uite, au V-Bucks în Fortnite, care acum e din nou la modă cu noua mapă, de care e vechea mapă, sau FC Points pentru FC24. Au și Football Manager, foarte multe jocuri pe care le găsiți la tot felul de prețuri și trei categorii principale sunt acolo în descriere. Iată-ne pe 5 în clasament, un clasament compact, cu City prima ca de obicei, cu toate vedetele, dar cu Aston Villa în urmărire. Dacă i-am bate, mamă, i-am dovedit, am putea să luăm titluri, dar măcar o să încercăm să luăm Europa League-ul. Un like acolo pentru Florinel, care are 87 milioane de euro în cont, dar încă n-are rezultatele, n-are medaliile, trofeele. Asta trebuie să încercăm să obținem. O să avem cu West Ham, care e foarte sus în acest sezon, Arsenal și o perioadă de iarnă unde poate vine un vârf adevărat, că m-am săturat de Patrick Schick și de ăștia, nu se mai poate. Momentan n-avem jucător nou la echipă. Și deplasarea asta cu West Ham va fi cel puțin complicată. Trebuie să facem diferența neapărat. Patrick și Cobosit, Duran, ăștia-s băieții, Rudiger pe spate acolo și un West Ham pregătit. O echipă foarte bună pe plan defensiv, dar poate cu dribblingurile lui Florinel trecem. O să-i băgăm și alte antrenamente cât de curând, că am văzut că s-a mai cerut în comentarii. O să-i băgăm și de penaltiuri ca să înceapă să bată și penaltiuri. Doar așa poate fi un mega goalgetter ca Ronaldo și să poată să ia balonul de aur, că asta ne dorim într-un final. La Londra, pe acest stadion stelar, London Stadium, unde West Ham dispută meciurile de acasă, FCSB-ul a mai fost aici. Florinel știe, îi cunoaște pe cei de la West Ham și trebuie să-i batem rău de tot. Nu ne mai încurcăm cu nimeni. E momentul să fim pe val. Duran, încercăm să-i trimitem, a blocat Kalulu, încălcăie însă din partea Florinel. Reușește să creeze spectacol Florinel în orice moment. Bisaka, Patrick Schick, Duran, călcăie lui Duran. Hai Durane, bine, ce pressing, Ferland Mendy la ei, wow. Bine cu capul, Duran nu știe să facă o preluare. Cum de joacă peste Bernardo Silva încă. Când se va deștepta Unai Emery? Are o boală pe Bernardo Silva. Patrick Schick în față și Duran. Haide. Mingea între ei. De ce e Florinel? Haide mă, trezirea băieți. E greu după revelionul la puternic românesc. Chiar și la Londra sunt petrecerile adevărate. Asta zic. Hai Florinel. Hai o cursă a la Coman. Du-te Coman, du-te. E Diaby pe cealaltă parte. Duran vine și el. Coman continuă, Coman cu stângul, gol! Ce gol, bară gol! O bombă și face siul! Suuu, ăsta e senzație! Da, bă, da! Mamă, m-am dus până pânzele albe cu Florinel. Era clar că doar el poate înscrie. Și uite cum se duce cu stângul și rupe poart. Uite, de așa ceva e nevoie. De sânge rece. Mamă, ce gol! Păcat că nu mai au la West Ham... Acel moment în care vin bulele. Blowing bubbles. Era stelar. E senzațional că nu mai există asta. Ce fault acolo. Nu s-ar fi, bă, puțină rușine. Nici nu-i dă cartonaș. Bine. Mamă! Nu se poate. Nu-i dă nimic. Ce trăim aici? Ce cu arbitrajul ăsta? Diaby. Haide, Mingicaru. Mingicarul francez, Diaby centrează, hands, penalti pentru Aston Villa. Am putea să o închidem aici la 2-0 și iese și Duran. Hai cu golul. Tielemans, așa da, un șut în forță, este 2-0. Ne majorăm avantajul și e un moment foarte bun pentru Villa. Cerem schimbarea, minutul 75, am alergat o grămadă.
Și va ieși Coman. Este și fundașul stânga, intră Tah acolo. E clar că ăsta a fost meciul. Putem să îi dăm simp. Hai să nu fie o surpriză, da? Da, bun, 2-0. Cunii a ratat penaltii, după aia poate intra un revenire, dar brazilianul a ratat și penaltiul. Câștigăm un meci greu, un derby de clasament, iar aceste 3 puncte vor cântări destul de mult. Hai cu transferuri și la noi. Hai că toată lumea mută. Simulăm cu Plymouth. Mamă, ce meci. Geam turizat aici în cupă, 1-0. Coman aduce victoria și calificarea. Ce s-ar face fără Florinel Coman? Dă toate golurile și totuși îl bagă rezervă Unai Emery. Nu este sănătos Unai Emery. Asta am aflat acum. Situația în clasament. Arsenal doar 33 de puncte. Suntem la 4 puncte de City. La egalitate cu Chelsea. Ok, jucăm cu Arsenal acasă, cu echipa standard pe care o avem. Pe Villa Park, pe ploaie de ianuarie. Frig de nu mai poți aici în Anglia. Totuși trebuie să-i batem pe cei de la Arsenal. Neinspirați și au pierdut jucătorii mari. Trebuie să câștigăm meciul. Nu mai e cine știe ce echipă Arsenal. Are călcâiele în sânge. Aici n-a mers cu călcâi. Duran încă o dată. Patrick Schick. Hai Patrick Schick cu un gol. A dat vreo 2-3 goluri tot sezon atacantul nostru. Ăsta nu e un randament deloc bun. Foarte bine. Pleacă Schick. Dar nu-i trimitem încă. Mai avansăm noi aici. Acum Coman. Vine pasa la Duran. Cade. Ce ușor îl deposedează. Suntem într-o poziție bună pentru un șut. Coman, haide! Nu! Prinde Aaron Ramsdale. Am bătrânit la Arsenal, e din nou titular. Mamă, Martinelli. Era pe aproape. I-au păstrat pe Martinelli și Saka, asta e tare. În schimb, tot ce e în apărare și la mijloc s-a schimbat la Arsenal. Mikel Arteta n-a mai avut fonduri pentru jucători. Iuri dă acolo, dar se aruncă Jorginho între puținii rămași. Nu că ar fi rău Bruno Guimaraes. E un jucător top de mijloc. Jorginho. Bun, Juan Pisaca blochează. 39 de minute de suferință pe Villa Park. Acum poate o șansă de contraatac. Atachivior. Martinez scoate cu pieptul. Ce intervenție. Și e Luis. Luis știe pas. Hai Luis. Asta e. Jorginho, adversarul nostru, n-are nicio șansă viteză cu Florinel Coman. Mbappé arată de ce este Mbappé. Gol! Nebunie de cursă. Noul Kylian Mbappé. Mbappé de România deschide scorul cu Arsenal. Din nou o fază în care sprintăm cu Coman de unul singur. Câte goluri din astea trebuie să mai dea ca să o ajute pe Aston Villa. Ce frumos cu stângul acolo pe lângă Ramsdale. Asta, ia uite. Aproape o scotea, n-a știut unde se duce. Duran. Coman spre Duran, nu a fost offside. Duran. O continuă cu Luiz. Super pasă. Diaby. Of, scoate Ramsdale. Și cu călcâiul, dar se fluieră. Încercasem să apar acolo cu Coman pentru un nou gol, dar n-am ajuns la timp. Oricum îi conducem la pauză. E identic cu meciul cu West Ham. Ar fi două meciuri grele câștigate la rând. Dar nu prea avem probleme în apărare. Uite, asta am remarcat. În defensivă stăm bine, greu luăm gol. Când luăm pe final aiurea. Ia, intră Branco. Gata cu Duran. Mereu primește o repriză. Nu știu, probabil, nu știu, rudă cu patronul. E omul patronului. Coman. Bine, mă. Branco. E și Schick în careu. Hai pentru Schick. O centrare departe de orice cu echipier. Ce-a făcut portughezul? Oh, putem pleca pe atac. Hai Martinez. Trebuie să dea Martinez sus. Nu vrea. Abia acum arunc. Și e târziu. Ba nu, a greșit Martinelli. Luis Diaby și el aici alături de Coman. Coman e atacat de Ginter. Bă, germanul l-a distrus pe Coman. Branco. Bine, călcâi la Schick. Du-te, Schick. Nu poate să alerge. Noi avem un atacant în Premier League care nu poate să alerge cu mingea. Zici care 49 de ani. Ronaldo la 55 de ani alergă mai bine ca Patrick Schick. Nimic de zis de defensiva noastră care e de aur.
Și de Branco, care a intrat bine în meci. E combinativ. Încearcă, pasează. Bernardo, foarte bine la Coman. Coman! Vine șutul de la distanță. Apără Ramsdale. Ne-am încercat șansa aici. Va fi un corner, să sperăm tot la Florinel. Haide. Preluarea. Forfeca! Bară! Este mingea scoasă de Havertz de pe linie. Nu se poate. No, prea a scăpat Arsenal de atâtea ori. Asta e Torres. Nu trec de defensiva noastră. Diaby, e bună minge. Florinel Coman, ce preluare. Coman, scărița. Gol! Nebunie! În formă maximă Florinel Coman, omul momentului în Anglia. Dublă! Ce victorie obținem cu Arsenal. Distrugere în masă făcută de Coman. Da, 2-0 scurt cu Arsenal. Rezultat tare de tot. Reușim să ne menținem acolo. S-ar putea, când vine meciul cu City, să fim cam la egalitate de puncte. Caute ce investiar. Ce bucurie. Ianuarie a părut incredibil. 2027 e anul lui Florinel. Fiți atenți, Liverpool face egal cu City. A pierdut City 2 puncte. Era și cazul cu Liverpool, se încurce și cu alte echipe de genul. Liverpool totuși nu este în top 5. Iar acum sunt 3 puncte până la United, care este prima. United e prima în clasament. Noi vom avea cu Forest. Până atunci, hai cu un transfer și noi. Adune jucători, Unai. Un coechipier, ceva. Patrick Schick e dorit de Marseille. Vă rog, luați-l. Luați-l pe Patrick Schick. Vă rog eu din suflet. Să sperăm că îl va lua OM. Haide, dați-l la Marseille. Este meciul ăsta cu Bolton acasă. Mă aștept la victorie. Hai că trebuie să mergem departe în cupă. 1-1, of, o să avem rejucare. A dat și gol. Hai că poate acest gol îi face să creadă că e fotbalist și îl vor vinde cei de la Villa. Brand merge la Inter, ce este în Italia în momentul de față. Jota revine acum la Chelsea. Face pasul în față, a luat banii de la Al-Ittihad. Jesus pleacă de la Arsenal la Napoli. Demențial. Manu Kone cedat de West Ham. Rashford la Inter. Ce echipă își face Inter? O să domine Europa. Dacă îl cumpără și pe Rashford, e rupere. Și ar fi foarte bine pentru noi. Ar mai slăbi United. Niciun alt transfer. Dar nu cred că l-au mai luat. Probabil n-a fost timp. Da, unde de la Inter e slăbuț? Hai să vedem cu Forest. Trebuie să batem astfel de echipe. Cam orice pas greșit ne îndepărtează de posibilul titlu cu Villa. Ben Seghir și Schick în față. Hai, acasă trebuie să bat. 3-0, forță. A dat și Wan-Bissaka gol, o victorie sigură. La fel City bate 4-1. United face egal, 2-2 pe Old Trafford. Este un rezultat prielnic pentru noi. Haide, în deplasare. 2-1, Patrick Schick, îți mulțumim, dublă. Eroul nostru, Patrick Schick, cu siguranță cel mai bun fotbalist al echipei. Atacantul, fără de care nu putem aici la Aston Villa. Îi mulțumim, am avut încredere în el și iată, încrederea acordată ne duce departe. O să rămânem rezervă, aici să jucăm mai puține minute cu Bolton. Pe care o batem în cele din urmă. Florinel intră, dă gol acolo în repriza a doua. Din nou decisiv. Și în FA Cup, visul lui Villa rămâne intact. Este la egalitate cu City. Doar am zis asta. Erau șanse reale. La egalitate, trei echipe, City, Villa și Chelsea, care merge ceas de asemenea. O, mamă. E, uite, se bagă Florinel la antrenamente cu antrenor personal. Da, trebuie să își facă acolo mușchii. Trebuie să bată pe City. Marele meci. Asta e, acum e acum. Coman odihnit, foarte bine că am stat pe bară. Dăm de mare echipa lui City în deplasare. Nu m-ar deranja un egal. Noi dacă reușim să batem echipele care sunt mai jos în clasament, putem să scoatem un egal aici cu City și să ne meargă bine. Haaland, Musiala, Bellingham. Numai aștia trei care au pasat între ei. Stelari, Phil Foden de asemenea. Este echipa cu cele mai mari vedete, sunt galacticii. Dar nu mereu echipele de galactici au și funcționat. Prea multe vedete poate în echipa lui Pep Guardiola ca să mențină nivelul pe care l-a menținut atâți ani. Este acum Jeremy Doku, Jude. Jude e prea de tot. Ia uite-l pe Jude singur, bravo mă, tac.
S-a luptat rău Tah cu el, foarte puternic germanul de asemenea. Și acum încercase Schick să-l deposedeze pe oponent, greu. Doku e tehnic, Coman pe el, îl șicanăm puțin. Trebuie să ne apărăm mult în acest meci. City sigur o să paseze. Musiala aproape să fie deposedat. Nu reușim. Doku. Uită-l pe Musiala în centru. Haide, haide. Haaland. Grijă la faza asta. Este Emi Martinez acolo. Mulțumim, Emi. Pep îmbătrânit. Uite, la spate, ca la 90 de ani. Doku. Haide, haide, Pau. Virgil. Incredibil. Minge deviată de Wan-Bissaka. Ce gol dă Van Dijk. Ia uite celebrare pe Van Dijk. Ia uite, bă. Nu se poate. Ce troli. Haide, haide. Excelent, asta e. Duran. O ține bine. A urcat Tah. E Patrick Schick. Haide, mă. Și ce sus e Tah. A lăsat spațiu în apărare. Oh, pleacă City. Doku, Haaland, Musiala. Cum de n-au mai multe puncte? Cum suntem la egalitate cu ei? Echipa asta e imbatabilă, n-am ce să fac. Dacă până și pe noi ne distrug, care avem o apărare foarte bună. Wan-Bissaka, bun. Diaby. Șansa noastră. Musa Diaby. Hands, hands, e penalti. Nu știu de unde până unde. Dar primim un penalti din nimic. Așa poate trei Vila. Schimbă pe Duran în minutul 34. Doamne. Nepotul patronului Coman bate. Wow, prima dată. Mamă, ce bate inima lui Coman. Uite cum se duce cercul. Rupe poarta Comane. Coman gol. Așa da. Ne-a băgat, bă, să executăm. Asta înseamnă să ai nivel. Ia. Oh, freestyle. Da. Așa apar pe TikTok pe astea, bun, alta, normal. Unul dintre golgheterii campionatului. Florinel făcând senzație. Dortmund plânge că l-a cedat liber. Și noi ne apărăm bine. Poate smulgem un punct aici. Ali. Da, mult mai bun ca Adele. Ce călcâi. Ce punct să smulgi. Hai, bă, să fii serioși. Călcâie, șuturi, Phil Foden. Ca Messi. Bun, sunt spații acum. E și Branco. Doku după Coman. Branco. Branco trece de Diaz. Și când să n-are nicio șansă cu acești adversari. Diaby. Coman. Și o centrare la Patrick Schick. Dar iată ce plasament din partea lui Diaz. Îl ține în buzunar pe Patrick Schick. Bun asta. Branco. Coman. Wow! Golazo! Wow! Ce a făcut Florinel în această perioadă este nemaipomenit. Ia uite, de la 31 de metri cu 118 la oră, rupe poarta lui Ederson. Nemaipomenit. O șansă pentru Villa. În ultimele 10 minute se egaleze la 3. De unde a venit golul? Haide, Schick, haide. Asta e. Coman primește. Atacat de Van Dijk. Ce fundaș. Îi presăm din greu aici și scoatem un out. Villa e sus. Bun. Bailey. Bailey. Haide, Mitoma. Hai, Mitoma, Mitoma apără Ederson. Mamă, chiar se poate să facem egal. Haide, și portarul în care avem Martinez. Poate fi eroul nostru. Hai la Coman aici. Bine. E culoar. O, apără Ederson încă o dată. Ha, nu cred. Hai, hai, hai. Mai sunt 30 de secunde. Ne-au bătut. O, ce mi-aș fi dorit să facem un punct aici. O, aproape i-a încărat spre 3-3. Dar a fost greu. Ederson știe portărie și e greu de bătut de atâtea ori. Mamă, finalul a fost al nostru. De... Era Mitoma mai inspirat, nu știu. Nu știu ce se putea întâmpla. Oricum, în deplasare era greu. E o dezamăgire mare în vestiar. Ne-am fi dorit, dar nu s-a putut. Iar Chelsea s-a încurcat de asemenea. City însă la doar 3 puncte diferență.
Boru are 6 puncte. Sunt un varz. Îi bate în rău de tot. N-am nicio șansă în deplasare. 5-1. Mamă! Diaby, Duran. L-a dat Diaby cât n-a dat tot sezonul. Hat-trick Diaby în meci. Ia uite, Unai Emery îl fericită pe Diaby. Batem astfel de echipe. Boru retrogradează, sigur. Sunt varz. Arsenal îl vrea pe Florinel, cred și eu, după ce i-am distrus. Dar ne mai trebuie centrări. Echipele de Premier League fac coadă acolo să-l transfere. Newcastle într-o rundă destul de avansată în cupă, dar un meci neglijabil, așa. Nu știu dacă batem pe Newcastle. I-am bătut. Mati Stel e la ei. L-au luat pe Mati Stel, între jucătorii cu cel mai mare potențial. În cupă avem o șansă, dar tot pe final dăm de echipele alea foarte mari. O să fie City acolo, va fi Arsenal, vom avea niște meciuri care mai de care. E greu să se încurce City. Mai avem un meci cu Leicester, i-am bătut rău data trecută. După care cu Milano. Ne apropiem și de 88. Și trebuie să schimb antrenamentele astea, trebuie să le fac din nou ca să luăm aurile. De-aia nu m-am băgat pe ele. Ia, cu Leicester în deplasare. I-am distrus data trecută, 0-0. Pah, n-a marcat nimeni. Da. Rămânem totuși sus în clasament. Mai sunt multe etape. Data viitoare o să disputăm cu cei de la Milan în optimi. Milan, Aston Villa, Barça cu Marseille, Atletico Fiorentina, ia uite ce echipe, Juventus. E forță competiția. Va fi foarte mișto. Avem 53 de puncte. Deja 5 puncte până la City. Au pierdut doar de 2 ori. Ce mașinărie. Da, uite, avem cea mai bună apărare noi și ei, 23 primite, dar noi am marcat puțin față de restul. Liverpool a revenit. Bine, Liverpool are și un meci în plus. Mai avem mult. Data viitoare dăm de Milan, o echipă de mare tradiție. În cupă am picat cu City, nu mai sport. Newcastle, mai multe meciuri ușoare în aprilie, unde poate se mai încurcă restul. Și pe final, maiul, e incendiar. Dar hai să mergem bine și în Europa League. Coman a dat multe goluri, poate va continua să înscrie meci de meci și poate câștigăm Europa League-ul dacă în campionat e imposibil cu această echipă galactică. Sper că v-a plăcut acest episod. Am avut niște meciuri importante jucate și în care ne-am descurcat bine mai puțin cu City. O să revină cariera cât de curând, avem meci pe San Siro data viitoare, bubuială, nu uitați de like-ul ăla acolo. Cam atât, pa, pa!